atenție, zic că prea cuvioase ani de să ne înfrățim. Să Sfântul Darvar cu mănăstirea Turnul, dar nu aveam viețuitor, nu aveam locație, nimic. Decât niște ziduri pline de pământ și buruieni. Titoria Vlad Țepeșa. Da, da, exact. Și Bâncoveanu. V-a ajutat mult acolo Andrei Vladelean. Da, da, pentru că autoritățile nu ne-au salutat în povestea. Nu ne-au ajutat și și eu nu-ți Corduneanu după aia. Da. Și am găsit călugări, n-am găsit la Darvar, a zis, dacă vreți să rămâneți cu ne-am cunoscut, noi suntem 7. Unul e bolnav, unul a studiat la Tesalonic și mai suntem 5. Dacă mai vedea unul, ne destabilizăm obștea. Și am fugit unde? La alt prapovean, părinte Damian Bogdan Asitaru. Mm-hmm. Și acolo am găsit. Părintele Rodiacon Valentin era. Da. Medicul care e pare și medic. E și asistent la universitate, la medicină. Se numea atunci frate Alexandru. Părinte consilier care acum Petru, era atunci fratele Florin, da, și încă vreo 2-3. Și am înștiebat... Petru care la Sfinții Români, nu? Exact. Da, da, și care consilier cu agronomia, cu viticulia Domnului. Da, și așa avem noi mănăstirea Turnul Turșorului Vechi. Da, mai frumoasă, și când au avut ei hramul, stiliștii, pe 21 septembrie la noi, la ei 8 septembrie, că ei sunt în urmă cu 13 zile, iar ne-am mobilizat în acel an, în 97, aveam acum călugări, și pe Sfânt Teodosie, care era vicarul nostru la București, zice, aia, Părinte Prudu, vă aducem un stareț, cum vă place, de la Sfântul Munte Atos, dar să mai vină odată. Zicea că vine Dimitrie, Preacuviosul Dimitrie Papacioc, care este acum duhovnic la Cărțișoara. Și nu mai venea deloc. Și când am făcut atunci o slujbă arhierească, noi am cerut-o, și să prezentăm pe călugării pe care aveam, eu am propus ca Părintele stareț actualmente Valentin să fie hirotonit iromonah. Și atunci pastorul meu de protopop l-am înaintat preasfințitului să-l dea noului stareț. Fără aprobări, fără nimic. Ce o zice preafericitul? Zic preafericitul, mâine o să aprobe. Și așa a ajuns Părintele Valentin starețul mănăstirii Turnul Turșorului Vechi. Când vrea Dumnezeu să-i împlinește legea. Mare lucru. Așa acum că trebuie să... fost foarte inspirată. 97. Nu, câți cărugări sunt acum? Sunt. Poftiți? Acum câți cărugări? 12 și cu starețul 13. Dar toți sunt... Toți sunt... Nu. Unii și pântii. Pătrâni, da. Toți acum sunt școliți, au câte... Studii, pregătiri. Pe lângă teologie, unul este medic, altul are șaseul, altul are agronomie, așa și mai departe. Și Părintele stareț Valentin, e și exact. Da, se ocupă cu exact, stupi. Și eu și o gospodărie. Da. Că domn Gheorghiță e mare stupar, de aia se cunosc. Înțeles. Da, am fost acolo. Trebuie să fim oameni de atitudine, să știți cum se spunea acolo sus, la, la poișorul de sus, la Părintele. Nu schimbăm noi lumea, dar să ne schimbăm întâi pe noi înșine. Și pe noi lumea de din lăuntru și să avem curaj, să știți. Noi ortodoxi nu avem curaj. Noi trebuie să avem curaj să luăm atitudine. Unde fiecare împătrățica lui. Adică nu e de ajuns că noi cunoaștem adevărul, că îl păstrăm, dar trebuie să-l și mărturisim. Vedeți, trebuie să-l și mărturisim. Prin tot ce trebuie, prin tot ceea ce facem. Și să căutăm pe cei de lângă noi, să-i entuziasmăm, să-i impulsionăm. De la cei la mic la mare, la mare la mic. Și oriunde am fi, așa, noi ne luptăm cu morile de vânt de multe ori, ni se pare. Dar să știți că Dumnezeu picură acolo, din Harul Dumnezeu, și în sufletul nostru și al celor de lângă noi. Și nu ne lasă. Nu ne lasă și să nu cădem în deznădejde. Trecem prin examene, cum s-a spus, că am luat cu 90%, știe Dumnezeu. Așa, o sârdie a fiecăruia, dar trebuie totdeauna să fim în priză. Să ne îmbogățim în Har, să sporim virtuțile. Și activitatea bisericii, vedeți, trebuie impulsionată și să fie dinamică. Apropo de 90%, mă iertați să vă întrerup. Părintele Arsenie Papacioc avea această afirmație. Un examen luat cu nota 9, niciodată nu-i de 10. Așa, e corect. Ne bucurăm că ne-am întâlnit aici și nu-i de părintele. Și nimic întâmplător. Tot e problema. Păi știți când o să vin? O să vin de Sfântul Antonie cel Mare. Aaaa! 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 Aaaa!